Fosta gimnastă Larisa Iordache se menține într-o formă fizică de invidiat, fără să țină dietă, nu face excese, i-a mărturisit colegei noastre de la sport, Violeta Moroianu. Sunt momente în care calcă însă și strâmb din punct de vedere culinar. Ține Larisa Iordache dietă? Acum? Sau în general? Nu țin dietă. Într-adevăr, încerc să am un stil de viață sănătos pentru că mă aștept pe mine la tonus și la a evita anumite aspecte din punct de vedere feminin, vorbind să nu apară pe corp celulită și alte lucruri. Încerc să mănânc și să-mi fac poftele cât de mult pot eu în cantități micuțe. Cred că mă ajută foarte mult că mănânc foarte lent. Încerc să-mi ofer timp pentru acest moment, pentru că e foarte important ca creierul nostru să proceseze că tu mănânci și, bineînțeles, să reduci lucrurile care nu te ajută pe tine. Și nu știu, nu țin o dietă anume. Chiar mai calc și strâmb pe partea asta. Adică nu sunt, țin un ritm anume. Am ținut 20 de ani. Trebuie să mă mai bucur și eu de mâncărurile astea extraordinar de bune, pentru că în timpul gimnasticii n-am avut timp atât de mult și n-am avut prilejul de fiecare dată să o fac. Și când te bucuri, unde evadezi, ca să spun așa? La ce capitol? La dulciuri? Acum toată lumea știe la dulciuri. Într-adevăr, dulciurile îmi plac foarte mult. Aș mânca oricând. Nu sunt chiar atât de bune, dar asta e. Dar îmi place și fast food-ul, acum să nu mai spunem la nimeni. Dar da, mai cal strâmb pe partea asta. Dar nu este niciun fel de problemă, atâta timp cât mi-am învățat corpul și știu ce este bine și ce nu. Pentru că în momentul în care înveți cum corpul tău funcționează, cred că poți să-ți organizezi fiecare masă. Este adevărat că mănânci doar o dată pe zi? În proporție de 90%, da, așa este, este adevărat. Pentru că, așa cum am zis, îmi fac toate plăcerile din punctul acesta de vedere culinar. Când mănânc, încerc să mănânc ce-mi place și încerc să mănânc doar când îmi este foame. Pentru a putea păstra corpul la o anumită greutate. Și să nu exagerez, dar sunt momente când mi se face foame și de două ori pe zi. Acum nu este o regulă, fiecare mănâncă când simte el nevoia sau dacă... În principiu, este foarte bine să ai 3 mese pe zi la aceleași ore fixe. Dar având în vedere că am un program destul de agitat și un program în care nu am tot timpul șansa să-mi petrec timpul la masă și să mănânc de 3 ori pe zi, încerc să mănânc o dată pe zi, ceea ce cred eu că este bine pentru mine. Se întâmplă să și gătești? Foarte rar, foarte, foarte rar. Nu mă încânt atât de tare să gătesc. Cred că mai mult mă ține departe de a găti gândul de a spăla vasele și de a face curat apoi și de a mirosi a mâncare în casă. Nu îmi place mie atât de mult. Am auzit persoane cărora le place foarte mult să gătească. Mie îmi place să mănânc. Acum... Facem echipă aici. Da, super. Deci tu gătești și eu mănânc. Perfect. Nu, și eu mănânc. Deci nu se poate, okay. Să-mi pun amândouă? Poate. Trebuie să găsim pe cineva care să gătească. Să și gătească. Da. Ok, căutăm. Se gândește Larisa la familie sau e prea devreme? Mă gândesc, bineînțeles. Mă gândesc și la acest aspect. Doar că momentan sunt singură. Sunt bine cu mine așa. Am avut timp să mă refac și să îmi canalizez energia doar pe ceea ce trebuie eu să fac și pe timpul meu pentru a-l prețui, pentru că înainte mă lăsam un pic deoparte și încercam să fiu prezentă în viața cuiva decât în viața mea sau a noastră și bineînțeles că îmi doresc un om lângă mine care să fie capabil de a comunica sincer și să fie să-și dorească același lucru cu mine, adică să cădem la un sens comun și să ne formăm o familie frumoasă.